Cosmin Țârvuloiu a menționat că este dispus să se implice în proiectul care vizează pugul municipiului Târgu Jiu. Aș vrea să vă prezint doar câteva proiecte de hotărâre ce aș dori să, trecând de sita ședințelor de Consiliul Local, să devină proiecte de hotărâre. Așa cum am declarat în ieșirile publice, fie emisiuni Radio TV, fie în declarații de presă, susțin, sprijin prin priceperea și expertiza mea elaborarea de urgență a planului urbanistic general, prioritate ce în multe rânduri am scos în evidență. În opinia mea fiind temelia dezvoltării economice a municipiului Târgu Jiu. După 34 de ani de letargie, de nepăsare din partea administrației publice locale, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și cu sprijinul secretarului general Victor Banța, împreună cu arhitecți, profesori universitari, reprezentanții Institutului de Patrimoniu, doamna arhitect Cristina Enache de la Universitatea de Arhitectură din București, au inițiat elaborarea planului urbanistic zonal. Totodată, consilierul liberal vrea și piețe moderne pentru cetățenii din Târgu Jiu și reorganizarea spațiilor comerciale. Un alt proiect de hotărâre ce îmi doresc să fie implementat este cel ce vizează modernizarea pieței centrale și pieței 9 Mai prin instalarea unor pereți tip cortină care pot fi desfășurați în perioada de iarnă, în vederea asigurării confortului termic și a comercianților în protejarea fructelor, legumelor comercializate, reorganizarea spațiilor comerciale după discuții cu toți comercianții. Pentru implementarea acestor facilități, am gândit că este necesară amplasarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul celor două piețe, astfel administrația piețelor fiind independentă energetic. Cosmin Țârvuloiu vrea ca sâmbăta și duminica să fie organizate piețe volante în cartierele din Târgu Jiu, dar și readucerea târgului de păsări într-o zonă accesibilă.